Acum un an, fostul primar promitea că în fiecare an va organiza un concert de revelion în aer liber. Dar cum în iulie a venit un alt edil șef, promisiunea fostului nu mai poate fi onorată. Ba dimpotrivă, primarul Nicolae Barbu nu agrează ideea ca giurgiuvenii să petreacă în stradă de anul nou, pentru că, spune acesta, oamenii sunt obișnuiți să stea acasă cu familia. Obișnuit în noaptea de anul nou să stea la masă, să mănânce, să-l prindă anul nou așa cum trebuie. Măcar pe un an de zile, la începutul anului, să-l prindă cum trebuie. După aia o vede el cum scoate cămașa sau unde scoate cămașa. Dar eu zic că nu știu dacă este oportun să organizăm în centrul orașului un spectacol, focuri de artificii, să dăm un vin fiert și până la urmă omul să duce înapoi de unde a plecat, de la cârciumă, de la local sau de la zona unde... Nu știu, aștept sugestii și din partea dumneavoastră. Decizia lui Barbu de a renunța la petrecerea dintre ani pentru giurgiuveni nu este bătută în cuie. Acesta a rugat presa locală să-i sondeze pe giurgiuveni cu privire la acest subiect pentru ca în curs de o săptămână să poată lua o hotărâre.